Bine v-am regăsit! Ultima întrebare a fost despre o aparent misterioasă rotire. Dar în aceste experimente nu este vorba despre fluxuri de energie sau fenomene necunoscute, ci dimpotrivă este vorba despre un fenomen fizic foarte simplu. Iar întrebările sunt legate de acest fenomen și sunt în număr de două. Prima, știți cum se numește fenomenul care produce rotirea hârtiei când apropiem mâna de ea și din ce cauză apare el? Și a doua, știți de ce se rotește hârtia întotdeauna spre degete, niciodată invers? Nu este vorba despre nimic misterios, numai misterios decât felul în care caloriferele încălzesc aerul dintr-o cameră. Este vorba despre fenomenul de convecție termică. Acest fenomen apare de câte ori într-un fluid se găsește un corp mai cald decât fluidul respectiv și constă în producerea de curenți ascendenți care transportă căldura de la corpul cald la fluid. Ați observat cu toții acest fenomen atunci când încălzim apă. Apar curenți care omogenizează temperatura apei. De asemenea, când ați fost la mare, ați observat că de regulă briza suflă ziua dinspre mare spre uscat, iar noaptea dinspre uscat spre mare. Explicația este aceea că ziua uscatul sub acțiunea radiației solare se încălzește repede și mai tare decât apa mării și din cauza asta aerul de deasupra uscatului se încălzește și el, se ridică, iar aerul de deasupra mării vine să ia locul. Când cade noaptea, uscatul se răcește repede la temperaturi mai mici decât apa mării, care are căldura specifică mult mai mare, și începe să se ridice aerul de deasupra apei, iar aerul rece de deasupra uscatului vine să ia locul. Tocmai datorită acestor fenomene, malul mării este un loc foarte bun pentru generatoarele eoliene. Mai rămâne să lămurim de ce se ridică aerul cald, dar cred că toată lumea știe răspunsul, deoarece se dilată și capătă o densitate mai mică decât aerul din jur. Aceasta este explicația posibilității de a zbura cu baloane cu aer cald. În loc să folosim un gaz mai ușor decât aerul, folosim aer cald cu același efect legat de forța arhimedică. Același fenomen are loc și în jurul părților corpului nostru care sunt în contact direct cu aerul din jur, fără a avea un strat de aer izolator datorat hainelor, de pildă mâinile sau fața. Când punem mâna lângă bucata de hârtie îndoită, aerul încălzit de mână se ridică și în locul lui vine aer dinspre hârtie, așa cum vedeți în fotografie. Deoarece hârtia este un pic îndoită, aerul care se mișcă spre mână pune hârtia în mișcare. Dar de ce se rotește întotdeauna în același sens, spre degete? Explicația este simplă dacă am înțeles că totul se întâmplă din cauza convecției, deoarece degetele sunt întotdeauna mai reci decât palma. Rezultatul este acela că în partea hârtiei de lângă palmă, așa cum vedeți acum, curentul de aer este mai puternic decât în partea mai apropiată de degete. De aceea, jumătatea de hârtie din dreptul palmei este sub acțiunea unui curent de aer mai puternic. Deci, răspunsurile sunt 1. Hârtia se rotește datorită fenomenului de convecție termică. Convecția termică apare deoarece fluidul se dilată prin încălzire și în acest fel densitatea lui devine mai mică decât densitatea restului fluidului. Și 2. Sensul de rotire este întotdeauna spre degete, deoarece palma este mai caldă decât degetele, producând curenți de convecție mai puternici. Am publicat de-a lungul timpului câteva videoclipuri în această serie în care am prezentat probleme logice bazate pe adevăr și fals.
Azi vă prezint cea mai grea întrebare de acest tip pe care am publicat-o până acum. Este deci o provocare pentru cei buni la logică. Presupuneți că vă găsiți într-o sală în care sunt terminalele a trei calculatoare, să le spunem A, B și C. Terminalele constau fiecare dintr-un microfon și două becuri, unul galben și unul albastru. Microfonul asigură legătura de la noi spre calculator, putem să ne adresăm verbal calculatoarelor, iar becurile legătura de la calculator spre noi. Cele trei calculatoare rulează programe de inteligență artificială și răspund la orice întrebare le puneți prin microfon, dar numai prin da sau nu. Deci trebuie să puneți întrebările în așa fel încât să se poată răspunde prin da sau nu. Calculatoarele pot răspunde numai în acest fel, deoarece ele răspund prin aprinderea unui bec, fie acelui galben, fie acelui albastru. Dar, așa cum sunt sigur că v-ați așteptat, există două mari probleme. Prima este aceea că nu știm care culoare, deci care bec, înseamnă da și care înseamnă nu. Și de parcă asta n-ar fi destul, știm că unul dintre calculatoare spune întotdeauna adevărul, altul minte întotdeauna, iar unul e defect, aprinde becurile absolut aleatoriu, fără nicio legătură cu întrebarea pusă. Iar a doua problemă este aceea că nu știm care calculator ce face. Nu știm care este cel care spune adevărul, care este cel care minte și care este cel care răspunde aleatoriu. De fapt, asta trebuie să aflăm. Aveți dreptul să puneți trei întrebări. Orice întrebări la care se poate răspunde prin da sau nu și oricărui calculator. Aveți chiar dreptul să puneți două sau pe toate trei întrebările, dacă vreți, aceluiași calculator. Deci puteți întreba ce vreți și pe cine vreți de trei ori. Iar provocarea este ca, după ce ați pus cele trei întrebări, să fiți în stare să identificați calculatoarele. Adică să puteți spune care este cel care spune adevărul, care este cel care minte și care este cel care răspunde aleatoriu. Și deși întrebarea este foarte grea, o voi lăsa așa, adică nu vă spun nimic ce ar putea să vă ajute, ca să vedem dacă cineva reușește să găsească răspunsul. Succes pe săptămâna viitoare!